Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Trek to Yomi. Ultima dată când ne-am întâlnit, bine, eram în orașul la Kanagawa Gawarababa. Și acum, bă, că ne-am întâlnit cu bandiții care au vrut să prea controlul acestui sat slash oraș. Și bă, că au și reușit, că au capturat o tonă de oameni. Acum este momentul ca voi să capturați butonul ăla de like. Și eu să cam nenorocesc pe... Nu mai contează, aparent s-au ocupat băieții de o parte din nenorocire. Mă, s-au ocupat de ei, da, whatever. Sada... Tame, Sada, Tame, ce nume de bios. Oh, shit. Mă amenință. Hai frate, 1v1, ce ești pusălău? Hai să te văd! 1v1 me, bitch! Stai că ăsta are suliță, nu prea mă prind exact care e șpilă. Oh, e boss fight pe bune, gen! Stai! Mamă, stai că mai am 3 lovituri și sal. Shit. Ce-a făcut, mă? Dude, am blocat... What the fuck? Ce blocul ăsta, dude? Am blocat și omul meu nu blochează, what the f... O stai că nu mai am stamina. Ah, fuck! Ok, pusălău. Stai că n-am stamina. Tu-și ceapa ta. Aștept, gata. Nice! Te-am prăjit, fraiere. S-a curățat și sabia într-o mișcare. Hai zic, nu merită milă. N-ar trebui să-și facă grijă în privința lui, adică? Oh, shit, șeful lui a atacat satul principal. Eram sigur că e ceva de genul ăsta. Lasă-o că nevastă sa se descurcă. Oh, rip. Eu acum am să fac ce drip are în picioare băiatul meu aici. Despre ce vorbim? Ce drip nebun avea acei slippers șlapi. Oh, ne întoarcem puțin în trecut. Yomi cred că e ori să rămân de aici, ori raiu cred, nu știu, nici ce înțeleg de aici. Vrea să facă pe Aiko șeful. Deci așa a început relația lor. Bine, aici a început pe bune, gen. Până acum era doar prietenie. Wow. E puțin cam nebunatică tantea asta. Ea n-are nevoie de ajutor, ea are nevoie doar de cineva care să fie lângă ea. Ei, se descurc. Ai de viața mea, s-a dus naibii. E gata. S-a terminat distracția, băieți. Cred că putem să ne cărăm, e gata, e GG.
Scuze, cine e maestrul lor, though? Să fie oare tipul care zici că e Red Skull din... Din Captain America? Era tipul la început, știți, pe care l-am uitat, primul nostru boss principal, între ghilimele. Care ne-a omorât maestru. Ok, hai să vedem care este aici. Find Aiko. Dude, stai așa, te s-o mut de aici, pentru că acoperim chestii importante. Hai frate, dar unde ni-s samurai și toate alea? Eu sunt uimit de faptul că dacă nu sunt aici, toată lumea zice la vale. Aiko e sal, frate. Dup, îmi pare că au furat-o. 100% au furat-o sau ceva. Eu unde sunt? Stai că acum am încercat să dau seama unde sunt. Ma... Unde sunteți, mă, urâților? Vale, bă! Oh, fuck! Stai așa că trebuie să-mi dau seama exact când trebuie să pun blocuri sau nu, pentru că ăștia sunt foarte imprevizibili uneori. Deci ce vibe de Sekiro îmi dă locația asta, pentru că ți-e minte și acum nu știu ce rută prin Sekiro unde erau niște scări în stilul ăsta. Pentru că castel la început acolo. The dojo was empty. Oh! Ah! Bă, dar mai mor, mă, boale, odată. Al naibii, toți rezistență ăștia, frate, n-am văzut așa ceva. A, jos era ceva de colecționat acolo. New collectible. Checkpoint. Full bărbatos aici. Doamne, că n-am putut să-l blochez pe ăla, dar mi se pare că pot să blochez în orice direcție, mă uit parcă. Știu că am luat ceva pasiv odată din... Că mă așteptam să picăm sau ceva. Valea, mă, urâților! Am luat taipinii ca prin salam, opa! Gata, frate. Ce vorbești? Au, încă un checkpoint. Era să-l ratez. Era să ratăm checkpoint-ul, frate. Și-a prins unul piciorul. Oh, fuck! În junghel. În junghel. E un bandit. Da, îmi pare rău. Deva mi o kiru tabi ni namida o nagashite otta no ka? Tanomu, gosho da. No. O să-l înjunghi? O să-l tai? Du, nu pot să-l lovesc. Încerc cumva. Da, nu pot să-l lovesc. Aș fi vrut să-l rezolv. No, no, de fapt e mai bine așa, pentru că suferă mai mult. Nu știu, era apricot. Nu știu dacă a tras volul din strâmb. Oh, fuck. Au. Dude! Asta-i fucked up! Dude, ce-i cu căcatul ăsta? What do you mean? Bro, ce-i asta? Oh, mai vorbesc cu el, dă-l-mă ăsta. Oh, sprint to the enemy to reach it faster. Gata, no. Mers turbo după el și ăla a fost. Ba, alea mă, de aici ești degeaba să mă bată la micu. Opa. Opa. Ia, avem muniție. Dude, mă nervează că nici nu folosim cu naierul ăsta, că mi se pare așa practice. Opa.
Aia zic. A dat două atacuri speciale. O, stai că s-a obosit. S-a obosit. Piua. Știi cum e piua? Gata, frate. Stai, căluțul, cu minte că nu e treabă. Alt căluț. Oh, checkpoint, nice. Că am văzut secundul că o să ratez checkpoint-ul ăla. Maximum ammo, deci are și doar muniți. Eee, ce la cal? Ah, ca să-ți faci drumul. Ha, ce inteligentă e schema asta. Oh, what the fuck? Oh, trebuia să fiu atent acolo. N-am observat că ei împușcau acolo. Trăgeau cu arcul și ne norociau pe băieți. Hai că l-aștept pe fraierul ăsta să vină aici. Fuck! Ok, copacul ar trebui să mă apere. Ok, copacul m-a apărat. O fac, copacul s-a dadus. Ok, nu e în siguranță acolo. Ok, gata. Mamă, o lovitură mai am și vine bărbată cu... Nu! No fucking way, dude! Mamă, deci am strâns acolo din tot ce aveam posibil. Sincer. Să mă bată ăia micii. Deci am strâns din tot ce era posibil, frate, ce înseamnă asta. Dar văd că mă trage automat mai în față. Atât? Vale, mă, de aici nu stau la discuții. Ok, dă-mi-l pe la mare și gras. Heavy attack. Aia zic. E mai practic să dai cu heavy în ăștia, că uneori le dai one shot sau chiar îi omor mai repede pe aia mai mari. Ok. O să că să-l cea ceva aici. Stai așa. Au kunaiuri. Shuriken, dar eu zic că-s kunaiuri. Tu dă-s 5000 de drumuri sau văd eu greșit? Oh, ok, ești ceva pe aici. Cu vără capacity. E o atarc? Ok, nu mă interesează de ei. Stai, acum, am atarc? Skills. E ca atarc, dar nu dau seama. Oh, select. Ok, ce avem marca acum? Cred că arcul e mai puternic. Luăm pe aici, că aici s-ar putea să fie drumul. Și cred că sunt mai multe drumuri. Opa! Dă-te o de aici! Oh.
Oh, what? Hai să mă bată copiii, mi se prostă să să-mi trag palme dacă nu. Doamne, am arcul? Ok, am arcul. Cred că am luat arcul de ceva vreme, dar am uitat complet de el. Dude, ce prost am fost acolo, dar doar dădusem bloc, dar cred că am dat puțin ca de vreme. Deadge? Bă, da, dacă super repede după ce ataci tu, zici că au primit super puteri sau ceva de genul ăsta. Dă-i frate, Aiko, unde-i femeia asta? Eu zic că au răpit-o, ăia au bătut-o sau ceva, nu știu. Una din șapte. E aici deja e o situație de Max Payne, dacă mă întreb pe mine. Nice. Easy. Easy. The Blockmeister. Never mind. E, sunt prea proști. Aia când vin din spate atacă foarte prost. Din față văd că mă nimerez, dar din spate nu nimerez. Asta e toată treaba, trebuie să ignor pe ratații ăștia? O, stai așa. O să duci acolo? Nu chiar poți. Nu știu dacă poți duci direct acolo, uite și pe ăștia, doamne. Da, ai fost prea agitat să duci să rezolvi situația înainte să ajungă la tine, dar situația a ajuns oricum la tine. A, da mă, deci funcționează asta. Am vrut doar să verific dacă funcționează chestia aia de zicea că am deblocat-o. Stai. Aia zic că nu mă lăsa să urc pe aia până nu-și băga sabia înapoi. Mamă, dar au dat foc la tot. Dude, cum s-a mișcat așa repede? Zici că am lipsit 7 ani. Dacă am lipsit 20 de minute, bine. Yeah. 20 de minute în timpul nostru de jucat, dar în timpul din joc, cred că e altceva. Ok, maximum ammo reached. Bun, ia să vedem aici pe aici ăștia, mă, sau sal? Ou! Oh. E unul pacilea. Uite-te la sulița mea! Da, frate, mă, la sulița ta, e degeaba. Am mai bătut un căcat cu sulița cu cea vreme. Easy, frate. Ce zice? Forward? Cred că asta nu știu exact ce trebuie. A, nu, cred că sprintezi și să dai după aia. Da, cred că ceva de genul ăsta cu sprintatul. Săracul s-a spanat în fața acasă și ia mare capac și să moară. Dude, n-au nicio șansă, mă, căcați ăștia, ce scui. E, până nu mai ai trăit un ratat de la cu suliță la mine. Alo. A, se dă la cu armură. Nu? Da, la heavy attack trebuie să ai timing-ul bun ca să poți să-l mor repede. Ca să nu-ți dea knock. Mama, acum ne batem cu umbrele? Asta e că e de ăla. Dom'le, că nu vedeam bine pe ăsta. Luptam cu umbră de Shadow Warrior de-astea. Saito-dono! O iurși-o! Iațira no hakari-goto ni mamma de hamari! Kanjin na toki ni iawasu koto ga dekizu! Hiroki-dono! Oyame! Don't go on, only death awaits you. Oh shit, a omorât-o pe Aiko? Shiga-matsu nomiji! Na, unde, dude, mă duc? Naraba shito-te-au-made! Cum să nu mă duc direct?
Întâlnim cu moartea, păi ce facem? Boss fight, cred că urmează. Arată prea un drum de la nebun. Cum adică e un simplu raid? Asta nu poți să numești un simplu raid. S-au nenorocit Saturn în ultimul hal, bro. What the fuck? Asta e un raid în toată schema. Spre ce vorbi? Oh, stai. Sunt chestii care strălucesc pe aici. Boom, avem de-alea. Boom, kiss, avem și astea. Up. Cred că când te bați aici nu merge, că suntem în perspectivă de 3D. Da, nici aici nu merge, că când te pune în perspectivă de luptă, atunci putem discuta. A, uite aici. Pare să-i... aia mi-am zic să-i... să ne norocească pe ăștia acum. A, păi cred că asta, de asta am venit aici, că de fapt trebuie să luăm pe alt drum. Am venit aici ca să-i capsăm pe ăștia. Și acum ne ducem pe aici. Că de-aia se schimba și camera, e, uite, vezi? A, dar e același drum. Dude, what the fuck? Păi și unde mă duc? Confucius, știi? Că acum sunt mega Confucius. A, trebuie mai jos, fii atent, cred că e de mai jos. E pe aici. Da, trebuie să intrăm în chestia asta. A, era, mă. Aha. Deci, jap. Ce arde la, mă? Calmează-te, mă. Ce te-ai prins așa? Săracul de-l. Ia foc din orice chestie. Vă, că încă las sunt eu care alerga. Aia nici nu supraviețuiesc atâtea lovituri. Nice, ok, deci combo ăsta e nice rău de tot. What the fuck? Perfect. Duce, am combinatozaur și pe ăștia. Să știu să de aici. Nu e mă boss-ul ăsta, cine, zicea că maestru e aici, maestrul lor e aici. Vai, da, viața mea, toată lumea e prăjită. Oh, dar ții minte aici, aici e... aici am luat-o când am plecat de aici, din oraș. Da, mă ales cu un aer pe care nici nu le folosim. I knew them all. Ce cunoștea pe toți. Păi cred și eu, cred de ce șeful satului a ajuns, se cunoște pe toți când satul nu depășește 100-200 de oameni. A trebuit o leacă să mă uit super atent la ce fac ei acolo, că nu voiam să pierd. Da, uite, cu un aer avem destule, de-aia zic, nici nu le folosim. Acum, hai să le-am selectate măcar, dacă îi mai scap câte o lovitură din când în când. Mamă, ce prost, îți mai am o lovitură. Da, am blocat, dude! Dădăsem bloc fix când era solița aproape de fața mea. Nici nu știu unde mă aflu. Trebuie să mă duc în sus? Da, în sus trebuie să mă duc. Era super confuz, trebuie să merg. Uite capul meu. Da, astea-s cu naiuri și avem destule. Tu-i mama ei de viață. Acolo-mi pe aici că e mai simplu. Cred că ăsta e mult mai rapid ca atac în sus, așa. Băi, ce tare e asta când ți-a apăsat sus și duce așa. Face un giga mini slice de ăla. Iarăși nimic pe aici.
Dă-mi-l mă pe-ala. Du-te bă ce l-am fentat, deci am dat 3 hit combo acolo, l-am făcut muci. N-am mai zis nimic, asta că m-am blocat în chestie aici, ce vorbim. Și aici săgez, nu? Intrăm în foc. Opa. Nice. Hai, sulițarule. Te-am sul... Da, mor, bă, odată îmi blochez drumul atâta. Că-ți sulițez eu una de sar creierii. Ok, stamina avem gârlă. O fac tot mereu blochez pentru că... Tot cred că o să mă... O să mă atace. Dar uit mereu că ea cu arcul destul de lenți. La ei doar faza să te apropii de ei care costă mai mult. Vai ce m-a fentat fraierul ăsta așa, deci nu mai pot. Normal că sunt viață, ce credeai? Eu tot trag, știi, poate ajung la boss. Uite că am ajuns, cred că. Da, bă, Eli, ești nebun? Oh, da, chiar că arată periculos de tot. N-am bătrânit atât de mult? Bă, am destule, știi, să ne batem, hai. Du-te, ador combo-ul ăsta. Du-te, câtă viață are! Yo, what? Chou-a omidashita omae nado. What the fuck? Dude. Tawamure wa mou yoi. Yomi e yuke. Da, Yomi e un fel de râmul de dincolo, cred. Aiko. Bro. No fucking way, dude. Anzurukoto wa gozaimasen. Kizu wa fukou gozaimasu ga. A, uite-mă că ea s-a ascuns bine, cred că. Zokudomo wa. Nigemashita. Daiji wa gozaimasen. Hitomasu wa. Mina ga matte orimasu node. Mada mada subeki koto ga. Mai sunt oameni în viață, eu mă mir. Sonata nashi ni wa mina nani mo dekina. Seșo shikari. Eu chiar mă mir că mai e cineva în viață. Wareware wa dochira ka ga kakete mo ikemasen. Ha? Aiko. Ikite otta ka? The fuck? Aiko! Mate! Wait, what? E un vis sau ce, Dumnezeu? Acum devenim Ghost of Tsushima? Luăm puterea de ghost de ăla, nebunia alea sau ce, Dumnezeu? Sunt confuz acum puțin. De fapt, dacă oricum în trailer spunea niște chestii, că sunt și niște lucruri de astea supranaturale, nu e doar pur și simplu
Samurai Showdown d-astea. Bă, oricum, destul de nebun jocul până acum, boys, așa că sper că v-a plăcut acest video, știți foarte bine ce o să nu uitați, dați like, subscribe și așa și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!